dumneavoastră, poate că am avut deja ocazia să interacționăm cu ceilalți, azi este o bună ocazie să ne cunoaștem. Motivul pentru care susținem astăzi conferința de presă este acela de a prezenta concluziile raportului de bilanț pentru anul 2023, astfel cum am și anunțat de altfel în cuprinsul invitației lansate către dumneavoastră. Astfel cum regulile de bună curtoazie o impun, va lua cuvântul prima dată doamna președinte, doamna judecător Cristina Maria Dica, în calitate de gazdă, iar ulterior doamna judecător Ramona Grațiela Miru, din partea Consiliului Superior al Magistraturii, și domnul George Bogdan Ilea, reprezentantul Ministerului Justiției, în calitate de invitați. Și nu în cele din urmă, la final, veți avea ocazia să adresați întrebări legate de tema discuțiilor. Da. Bună ziua! Ne-ați venit și din partea mea. Mă bucur că avem ocazia să vă prezentăm în câteva date activitatea instanței Curtea de Apel Timișoara pentru anul 2023. În linii mari, ce am putea să spunem în ceea ce privește volumul de activitate al Curții de Apel Timișoara, aceasta este într-o ușoară scădere, tendința este descrescătoare în raport de anul 2022 și 2021, la fel și cauzele nou intrate. Nu este neapărat un aspect negativ. Ar putea fi și o concluzie a faptului că sunt contestate mai puține hotărâri ale instanțelor de fond. De altfel, indicii de desființare ale hotărârilor instanțelor de fond au scăzut, ceea ce indică o calitate crescută a hotărârilor tribunalelor, respectiv judecătoriilor. S-au înregistrat ca un volum total de activitate pentru anul 2023 un număr de 9421 de dosare, dintre care 7546 au fost soluționate. A rezultat un stoc la sfârșitul anului de 1875 de dosare, 231 de dosare fiind suspendate. În ceea ce privește volumul de activitate raportat la instanțele din circunscripția Curții de Apel, așa cum am spus, pentru Curtea de Apel Timișoara strict, volumul de activitate este în scădere, la fel și cauzele nou intrate. Același lucru se regăsește la Tribunalul Cara Severin, în schimb, o creștere a avut loc pentru Tribunalul Timiș și pentru Tribunalul Arad. Indicatorii de eficiență care v-au fost prezentați în mapele comunicate prezintă anumite date statistice care, în baza unui algoritm ce preia informațiile din programul Statis, arată performanța pe cei patru indicatori, respectiv rata de soluționare a dosarelor, care se calculează în raport de dosarele nou intrate și dosarele soluționate. Aici, acest indicator a fost cel care a avut de suferit pe parcursul anului 2023, însă a fost un an atipic și a fost afectat și de ritmul în care au fost înaintate în căile de atac dosarele, respectiv faptul că pentru dosarele înregistrate la sfârșitul anului, lunile noiembrie și decembrie, acestea n-au putut fi soluționate, deoarece ele intră într-o fază de procedură prealabilă, în așa fel încât, pentru a se respecta drepturile părților, se urmează această procedură scrisă, context în care se acordă termen pe anul următor, dar aceste dosare intră în acest algoritm de calcul și îl influențează, practic îl aduce la un nivel mai jos. Stocul de dosare aferent anului 2023 a crescut în raport de anul anterior. În schimb, ponderea dosarelor închise într-un an și care se referă la suma dosarelor finalizate în mai puțin de un an de zile s-a încadrat la calificativul foarte eficient. La fel și redactările peste termenul legal la calificativul foarte eficient. La nivel național, ca și volum de activitate, Curtea de Apel Timișoara se clasează undeva pe poziția 8 din cele 16 curs de apel. Deci există curs de apel cu un volum mai încărcat și curs de apel cu un volum mai scăzut față de cum s-a înregistrat la instanța noastră.
Cu privire la resursele de personal, la sfârșitul anului ne-am aflat într-o situație fericită, în sensul că schema de personal a fost completă în ceea ce privește numărul de judecători, însă trebuie menționat că schema de personal are 62 de judecători. Aceasta s-a completat spre sfârșitul anului, deci nu toți cei 62 de judecători au activat pe parcursul întregului an, însă ca urmare a concursului de promovare s-a reușit ocuparea posturilor. Problemele de resurse umane se regăsesc la tribunalele din circumscripție și aici aș menționa în mod deosebit Tribunalul Cara Severin, care funcționează dintr-o schemă de 24 de judecători, cu 8 judecători, la care se adaugă 3 delegări, practic 11 judecători. Și, bineînțeles, problemele de personal se regăsesc la judecătoriile din circumscripție, cea mai afectată fiind judecătoria Moldova Nouă, unde recent a fost delegat un judecător din cadrul Tribunalului Timiș și un judecător de la Tribunalul Cara Severin. Gurahond se află într-o astfel de situație, chiar și judecătoria Deta, care este în apropierea instanței, deci în apropierea orașului Timișoara, și judecătoria Timișoara, care este cea mai încărcată ca și volum de activitate, suferă cel mai mult la capitolul resurse umane, judecători și grefieri. Din obiectivele pe care ni le-am propus să le realizăm în anul 2024 ar fi, în primul rând, îmbunătățirea indicatorilor de eficiență pe cei doi indicatori care au avut de suferit rata de soluționare a dosarelor, practic o operativitate mai mare ne propunem, și o diminuare a stocului de dosare, în sensul de a diminua numărul de dosare soluționate într-un an de zile. De asemenea, suntem instanță pilot pentru aplicația OptiMap. Este o aplicație promovată de către și gestionată de către Consiliul Superior al Magistraturii și vizează managementul, activitatea administrativă a instanțelor. Ne preocupă standardizarea și uniformizarea aplicațiilor folosite de către instanțe. Este vorba de produsele locale și aici țin să precizez că avem birouri IT care sunt foarte performante, implicate în proiectele de la nivel național. Vom face demersuri pentru ajustarea schemelor de personal, deoarece ele sunt subdimensionate în raport de volumul de activitate și aici mă refer la judecătorii și tribunale. Ne interesează evaluarea infrastructurii instanțelor, astfel încât să putem depista problemele cu care se confruntă fiecare instanță de judecată pentru a le remedia și pentru a reuși să promovăm proiectele care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă și pentru a asigura justițiabililor un serviciu public de calitate și din acest punct de vedere. Ne interesează colaborarea cu celelalte profesii juridice pentru a depista disfuncționalitățile și pentru a primi propunerile care vin pentru îmbunătățirea activității. De asemenea, prezintă o foarte mare importanță și aici cerem sprijinul dumneavoastră, ca reprezentanța ai mass media, pentru dezvoltarea și consolidarea unei imagini pozitive a instanțelor în societatea civilă. Și în acest sens, după cum ați văzut și la intrare în încăpere și la intrare la arhivă sau registratură, se poate observa că a fost postat un chestionar care este conceput de către Consiliul Superior al Magistraturii pentru a depista care este percepția persoanelor justițiabilor cu privire la actul de justiție, a avocaților, a celorlalți participanți, și ne interesează să se știe că acest chestionar se regăsește în format fizic în cadrul instanțelor, dar și pe site-ul instanței. El poate fi accesat și online, în așa fel încât, dacă va fi completat de cât mai multe persoane, vom avea informații și baze de date relevante pentru a trage anumite concluzii. Ne interesează, bineînțeles, să
constituim, să fim o parte implicată în proiectele demarate de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, care reprezintă ordonatorul de credite pentru Curtea de Apel și care ne sprijină pentru proiectele pe care le-am inițiat în ceea ce privește reabilitarea Palatului Dicasterial și, bineînțeles, pentru amenajarea celorlalte instanțe. Acestea ar fi cumva în linii mari activitatea Curții de Apel Timișoara. O să acordăm cuvântul invitaților și apoi întrebări punctuale în funcție de problemele care vă interesează. Da. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doamna. Mulțumesc în primul rând pentru invitația pe care am primit-o de a reprezenta Consiliul Superior al Magistraturii la acest prilej de bucurie al Curții de Apel Timișoara, bilanțul activității pe anul anterior. Așa cum am vorbit și cu colegii în adunarea generală convocată pentru dezbaterea raportului de activitate al anului 2023, întregul personal al Curții de Apel Timișoara, magistrații, personalul auxiliar, atât din cadrul acestei curs de apel, cât și instanțele arondate, merită toate felicitările pentru rezultatele deosebite obținute în cursul anului anterior din punctul de vedere al eficienței actului de justiție efectuat aici, în Timișoara. Cu atât mai mult cu cât contextul general este unul complet nefavorabil și spun asta pentru că aceste chestiuni, acest context în care s-a desfășurat activitatea Curții de Apel Timișoara, ca și activitatea întregilor instanțe din România, s-a confruntat în anul anterior cu nenumărate provocări. Iar provocarea esențială, așa cum rezultă și din datele statistice, este aceea a insuficienței resursei umane cu care trebuie să gestionăm acest volum de activitate, mai mare sau mai mic, acesta este un dat, nu putem controla. Justiția este un serviciu public care este efectuat pentru oameni, dar este efectuat de oameni. Și atunci revine Consiliului Superior al Magistraturii în exercitarea acelor atribuții care vizează cariera magistratului să gestioneze această chestiune. Și pot să vă dau o veste bună, însă este un proces în plină desfășurare, faptul că la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii se desfășoară eforturi susținute pentru a reuși să îmbunătățim resursa umană la nivelul sistemului judiciar, în primul rând prin recrutări, care, știți bine, au fost câțiva ani oprite prin jocul unor decizii ale Curții Constituționale pe fondul unui cadru legislativ mai puțin performant. Și atunci, în anul anterior, Consiliul Superior al Magistraturii s-a concentrat pentru a reuși să capaciteze această resursă umană. Vestea bună este că pe lângă concursurile de recrutare care s-au desfășurat în anul anterior, anul acesta avem un nou concurs declanșat pentru recrutare direct în magistratură în februarie, iar cei care vor trece acest concurs, unul de o dificultate cunoscută, se va finaliza în cursul lunii iulie, deci așteptăm atunci forțe proaspete în magistratură, evident la nivelul de bază al judecătorilor, care sunt cele mai încercate la momentul de față. Tot acum, în zilele ce urmează, avem concursul finalizat de admitere în magistratură, dar și absolvenții examenului de capacitate, deci stagiarii care vor veni de la Institutul Național al Magistraturii și sperăm în felul acesta ca încet încet să acoperim această lipsă acută de personal care se află în momentul de față localizată la nivelul de bază al sistemului judiciar, la judecătorii, însă de acolo se așteaptă promovări, respectiv transferuri pe vertical, astfel încât să acoperim pe cât posibil și nevoile de la tribunale. Ceea ce Consiliul Superior al Magistraturii și-a propus și a și reușit deja este reîntoarcerea la o predictibilitate în ceea ce privește resursa umană la nivelul sistemului judiciar, aceea cu care eram obișnuiți, nu doar noi în interiorul sistemului, dar și societatea, facultățile de drept, cei din rândurile cărora se recrutează resursa umană pentru sistemul judiciar. Și cred că această predictibilitate este de natură să stabilizeze sistemul, dar și să crească atractivitatea admiterii în magistratură, respectiv la Institutul Național al Magistraturii.
Pe lângă aceste chestiuni, desigur, rolul Consiliului Superior al Magistraturii Constituțional este acela de a apăra independența justiției, însă o componentă esențială a acestei independențe este inclusiv crearea acestui cadru unde să se desfășoare în bune condiții activitatea magistraților. Și asta nu se poate realiza pe fondul acestei acute crize de personal. Previziunile sunt ca în cursul acestui an, în vara acestui an, dacă nu până la finalul anului, lucrurile să se echilibreze cât de cât din acest punct de vedere al resursei umane. Iarăși, rolul Consiliului este acela de reglementare la nivel de unificare a practicii judiciare și iată că am reușit la nivel și formal să încurajăm niște relații foarte bune între profesiile juridice cu implicarea barourilor și mă bucur să constat și anul acesta, ca și în anul anterior, o foarte bună colaborare între Curtea de Apel Timișoara, barourile de pe raza Curții de Apel, Universitatea, celelalte instituții publice implicate în actul de justiție lato sensu, să spun așa. Actul de justiție, evident, este în sarcina noastră, a sistemului judiciar, a Consiliului Superior al Magistraturii, a Ministerului de Justiție, însă, din punctul meu de vedere, este necesar ca lucrurile bine făcute să se și vadă că sunt bine făcute și pentru aceasta vă mulțumesc pentru interesul pe care îl manifestați pentru sistemul judiciar prin prezența remarcabilă la această conferință de presă. Dacă aveți întrebări, cu mare plăcere vă voi răspunde la acestea. Îi dau însă ocazia și colegului meu de la Ministerul Justiției să vă spună câteva cuvinte. Mulțumesc! Mulțumesc mult, stimată doamnă judecător, membru al CSM, doamna președintă. Vă mulțumesc și eu pentru interesul semnificativ pe care l-ați acordat acestui eveniment, al evenimentului de bilanț, a conferinței de presă organizată de activitatea de bilanț a Curții de Apel Timișoara. Am participat în calitate de secretar de stat și reprezentant al Ministerului Justiției la această activitate. Am transmis pe această cale salutul doamnei ministru Alina Ștefania Gorghiu, adresat magistraților din aparatul Curții de Apel și din cadrul tuturor instanțelor care sunt arondate direct sau indirect Curții de Apel Timișoara. De asemenea, aș sublinia împrejurarea că nu mă aflu pentru prima dată, la fel cum nici doamna judecător nu se află prima dată în Timișoara. Voi răspunde și vom răspunde invitației conducerii Curții de Apel și a instanțelor din Timișoara, ori de câte ori ne va fi adresată astfel de invitație. Aș sublinia că cooperarea foarte bună pe care am avut-o cu fosta conducere a Curții de Apel și am încredere că această cooperare va continua și cu doamna președinte și cu echipa dumneaei, pentru că la nivelul Curții de Apel Timișoara și a instanțelor arondate există în ceea ce mă privește sau în ceea ce ne privește din perspectiva Ministerului Justiției o tradiție a unui act de management a judiciar așezat, coerent și angrenat în niște parametri care asigură buna funcționare a justiției. Justiției în contextul în care, așa cum spuneau și distinsele doamne judecător, este un serviciu public care suportă provocări variate, în special în această perioadă. În ceea ce privește atribuțiile Ministerului Justiției pe relația cu instanțele și în special cu Curtea de Apel Timișoara și instanțele arondate, am subliniat în fața adunării generale a judecătorilor din cadrul Curții de Apel Timișoara provocările care ne sunt adresate și pe care sunt sigur că le vom depăși împreună. Iar până la urmă, finalitatea, scopul nostru este să asigurăm judecătorilor, grefierilor, arhivarilor, justițiabililor, finalmente, avocați, experți, tuturor celor care contribuie sau sunt beneficiari ai actului de justiție, un cadru inclusiv fizic, adecvat în care să-și desfășoare activitatea. Din fericire, așa cum spuneam, Palatul Dicasterial este
o emblemă a arhitecturii judiciare, nu atât din Timișoara, cât din România, în rândul curților de apel, este un sediu reprezentativ. Am asigurat și asigur în continuare conducerea curții de apel de tot sprijinul pe care îl vom fi capabil să-l asigurăm și aș mai sublinia împrejurarea că urmare a eforturilor pe care curtea de apel le-a făcut, pe care conducerea tribunalului, care Caraș Severin, le-au făcut, pe care noi la Ministerul Justiției le-am făcut în sensul de a-i sprijini, un obiectiv foarte important despre care s-a mai vorbit, dar merită subliniat, este vorba de judecătoria oralită și chiar dacă este o judecătorie mică, este un obiectiv cu istoric judiciar. A fost inclus și va fi reabilitat ca obiectiv în cadrul împrumutului cu Banca Mondială, noul împrumut, iar într-un termen de aproximativ 5 ani va fi finalizat și va putea fi dat în folosință astfel încât judecătorii și justițiabilii finalmente să se bucure de el. Întotdeauna există provocări, există și o componentă materială a acestor provocări, asigurarea resursei financiare pentru bunuri și servicii, pentru cheltuieli de funcționare, pentru onorariile avocaților, sens în care doamna ministru, eu și toată echipa Ministerului Justiției am făcut tot ce ne-a fost imposibil și am și reușit să asigurăm resursele pentru instanță, pentru curțile de apel și pentru tribunale în vederea achitării onorarilor avocaților și a tuturor cheltuielilor care țin de bunuri și servicii și, în general, de funcționarea optimă a instanțelor. Iar pe viitor doresc mult succes doamnei președinte și echipei dumneaei, judecătorilor din cadrul curții de apel Timișoara și a instanțelor arondate și vă asigur și îi asigur de toată susținerea, de tot sprijinul și sunt sigur că vom avea o bună cooperare continuare. Mulțumesc mult! Vă mulțumim pentru intervenții. Urmează timpul alocat întrebărilor venite din partea dumneavoastră. Vă rog frumos! Sunt rândul și cifrat, nu aș putea la acest moment să vă dau o cifră exactă. Ce pot să vă spun însă că la acest moment mai sunt, deci din cei 62 de judecători, sunt 15 judecători care dețin decizia de pensionare, inclusiv eu. Vârsta variază, pentru că este în funcție de vârsta la care au intrat în sistem. Dacă au intrat foarte devreme, și aici mă pot raporta la cazul meu, îndeplinesc foarte devreme vârsta de pensionare conform actualei legislații. Dar eu mă bazez pe faptul că acești colegi vor rămâne în sistem și am făcut demersul și facem demersul să rămână, pentru că eu consider că este importantă experiența pe care au acumulat-o. Și este important ca aceștia să facă echipă în completele colegiale cu judecătorii cu mai puțină experiență, cu o experiență mai mică, să zicem, nu neapărat mai puțină, ci mă rog, măsurată în anii de vechime și să se asigure astfel un echilibru și motiv pentru care ne preocupă, acesta este motivul pentru care ne preocupă să asigurăm condițiile, cele mai bune condiții și în ceea ce privește spațiul și în ceea ce privește atmosfera a mediului de lucru, a volumului de activitate, a echilibrării sarcinilor administrative asigurate în așa fel încât să-și poată desfășura activitatea cât mai mult în cadrul instanței. Cu asta îi puteți convinge? Noi facem... Da, cred că undeva în jur de 5 persoane s-au pensionat anul trecut. Sub 5. Deci... Acum, în legătură cu relația pe care o aveți cu presa. Da. Eu am avut câteva solicitări la dumneavoastră și vă mulțumesc că ați fost prompt și am primit răspunsurile necesare, dar accesul jurnaliștilor la dosare este foarte dificil. Adică necesită pasare, necesită să stai cu un anumit
rog, dacă dosarul e atâta, atunci trebuie să consum zile. Întrebarea mea este în ce măsură digitalizați aceste documente, în ce stadiu sunteți, pentru că ați spus că sunteți în legătură cu serviciul IT. În Statele Unite, unde sentințele sunt, sunt surse de schimbare a legislației, poți accesa orice an. Da, după cum știți, noi suntem în curs de informatizare. Instanțele au fost dotate în ultima perioadă cu aparatură. Din acest punct de vedere, avem o problemă a resursei umane, în sensul că toate aceste produse digitale trebuie să fie gestionate de către informaticieni. Numărul este insuficient, nu este ocupat în totalitate doar la nivelul, de exemplu, curții de apel Timișoara, sunt 3 informaticieni pe schema de personal. Au fost susținute 2 concursuri, nu s-a reușit recrutarea celui de-al 3-lea informatician care lipsește, deci doar 2 funcționează. Care sunt motivele? Cred că... Depinde și aici de vechimea pe care au și trebuie să aibă o anumită vechime de specialitate ca să acceadă. Variază undeva între, cred că, 8.000 de lei și 12.000. Asta e mână? Da, net. Dar față de sectorul privat nu este atractiv. Cam una, aceasta ar fi una dintre cauze. Eventual, poate vă gândiți la posibilitatea de a contracta niște servicii de arhivare? Servicii de arhivare, vă referiți la serviciile de arhivare clasice sau? Nu, digitale. Digitale? Aici va trebui undeva la nivel național stabilit acest aspect, pentru că ține de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Justiției, deci la nivel local instanțele nu au cum să hotărască, dar este funcțional dosarul electronic care este creat de informaticienii din cadrul Tribunalului Arad, care a fost de altfel extins și la nivel național. Sunt o serie de aplicații, ceea ce ne interesează, bineînțeles, este urmărirea scanării documentelor ca aceste acte să fie încărcate în dosarul electronic și să poată să se aibă acces în condițiile, bineînțeles, ale ghidului care reglementează aceste condiții de acces. Aș întreba pe doamna Miliu, care a prezentat aceste mele. E o întrebare ipoteză. Ce s-ar întâmpla la aceste mele ar propune ca această lege a pensionării timpului, a fost de incredibile, magistraților și altor categorii de acolo, sigur, la incredibile magistrați, dacă ar fi o asemenea propunere. Ar fi revoluție, s-ar detona justiția, s-ar gândit vreodată. Da. Vă mulțumesc pentru întrebare. Acum, din punct de vedere legal, Consiliul Superior al Magistraturii nu este inițiator legislativ, nu are inițiativă legislativă, iar în procesul legislativ avizează propunerile care vizează modul de funcționare al sistemului judiciar în ansamblul său, iar aceasta este evident o temă de reflexie și face obiectul avizelor consultative pe care le dă Consiliul în această materie. Acum, subiectul acesta al pensiilor, știți bine că a făcut obiectul unor modificări legislative, în fine, una care n-a reprezentat o modificare, a fost modificate legile justiției în decembrie 2022, când chestiunea referitoare la pensiile magistraților a rămas în formula anterioară, formulă care, știți bine, a lansat în spațiul public diverse critici, între care m-am numărat inclusiv eu, în sensul în care am considerat și consider în continuare că este o anomalie faptul că pensia este mai mare decât salariul, ceea ce persistă și în prezent, inclusiv în ceea ce privește
colegii care se reîncadrează în magistratură. Anul anterior, în cadrul Consiliului, am avut o sesiune de reîncadrare, în urma căreia s-au recrutat 13 astfel de judecători care s-au pensionat și au decis să se reîntoarcă în sistem, și una dintre aceste colege provine chiar de la Curtea de Apel Brașov, unde am funcționat și eu înainte de a fi aleasă în Consiliu, și am întrebat-o concret, rezultatul fiind acela care rezulta și din dispozițiile legale. Nu, este o formulă... Nu, permite păstrarea, încasarea salariului integral plus 15% din pensie. Dar și în urma acestei formule de calcul, cel care se decide să se reîntoarcă în magistratură câștigă mai puțin decât dacă ar rămâne la pensie. În continuare, aceasta este, din punctul meu de vedere, o anomalie, însă rămâne de văzut în evoluția legislativă de să lăsăm să curgă, să-și producă efectele modificarea legii care tocmai s-a întâmplat în cursul anului 2023, să vedem dacă aceasta este cauza, de fapt, a hemoragiei pe care o suferă sistemul prin plecările masive la pensie. Rămâne de văzut dacă stabilizarea cadrului legislativ este aceea de natură să convingă oamenii ca mai degrabă să rămână în sistem decât să plece, în ciuda acestui calcul financiar, da? Pentru că suntem oameni, însă nevoile financiare sunt la baza nevoilor piramidei lui Maslow. Și eu cred că corpul magistraților este un corp de elită, iar ceea ce ne definește pe toți este nevoia de apartenență la o elită a sistemului judiciar și de a rămâne angrenați într-un act care prezintă utilitate socială. Din doar dacă este să vizualizați interviurile colegilor care au ieșit la pensie și au decis să se reîntoarcă, se poate constata, și asta le-am explicat tuturor colegilor în încercarea de a-i convinge să rămână în sistem, faptul că foarte mulți dintre noi, după 25 de ani petrecuți în magistratură, ne identificăm atât de tare cu profesia încât în mediul liber, ca să spun așa, nu ne mai regăsim sau nu ne mai putem adapta. Și atunci este un... Știu bine că nu este o decizie ușoară pentru foarte mulți dintre magistrații de carieră. Este cea mai grea decizie a vieții lor dacă să rămână sau să plece la pensie. Însă intervine acest calcul la unii, dar... Nu, da, vârsta nu este, așa cum a spus, doamna președinte, condiția de pensionare din lege vizează anii de experiență de magistratură sau alte profesii asimilate. Și majoritatea tinerilor și judecătorilor tineri care să se pensioneze în discuțiile cu noi ne spun că pleacă din cauza CSM, din cauza faptului că sunt cercetați pentru cum își pun gardul, că sunt cercetați pentru asta este... care sunt strict de viața privată, mai mult decât pentru partea de bani. Este, da. Nu o greșeală să credem că oamenii ăștia pleacă din cauza banii. Sunt situații și situații, însă, în general, așa cum doamna președintă vă spune că a intrat de vreme în sistem și a îndeplinit deci condițiile de pensionare la o vârstă fragedă, da, până în 50 de ani, și eu sunt un astfel de exemplu, da, și eu am intrat la 23 de ani, am devenit magistrat. Acesta este contextul, nu putem să le imputăm judecătorilor faptul că după 25 de ani de activitate continuă în magistratură, în aceste condiții de volum de activitate excesiv de încărcat, acutizat în ultimii ani, dar el a existat întotdeauna. Vorbim de infrastructură, de niște condiții de muncă care sunt unele extrem de dificile, incomparabile cu alte profesii. Iarăși este un... Unii lucrează în condiții foarte grele. Este, până la urmă, și o chestiune de vocație și de alegere a unei cariere. Dar ceea ce pot eu să vă spun este faptul că, poate așa cum și medicina este, și magistratura este o profesie de vocație și cred că pensia sau condiția de pensionare la intrarea în magistratură nu reprezintă nici pe departe criteriul esențial. Așa cum nici la plecarea din magistratură nu cred că acesta este criteriul sau nu acesta ar trebui să fie criteriul. Iarăși, dacă e să vorbim de anomalii ale legislației, consecințelor unor texte legislative, este vorba de colegi care
au venit în profesie din alte profesii juridice și care după câteva chiar luni, dacă nu câțiva ani sau cred că nu mai puțin de câteva luni, au accesat condițiile de pensionare. Iarăși eu nu cred că este potrivit acest lucru. Această situație a fost rezolvată, a fost remediată prin ultimele modificări legislative, așa cum și creșterea aceasta graduală a vârstei, a vechimii de pensionare și corelată cu vârsta biologică a fost rezolvată într-o manieră declarată constituțională de către Curtea noastră Constituțională. Eu cred că orice text de lege trebuie lăsat să-și producă efectele, așa cum noile legi ale justiției și... Nu mai apucăm. Eu nu mai apucăm să-și face efectele în anii. În fapt, acesta este procesul legislativ. Nu putem să ne jucăm și să modificăm un text de lege periodic, pentru că această incertitudine... Această incertitudine este de natură, așa cum am spus, să scadă atractivitatea sistemului. Un act de justiție eficient și de calitate nu poate fi furnizat de judecători recrutați peste noapte care să ajungă în, mă rog, la instanțele de control judiciar, acelea care dau hotărârile definitive pe repede înainte. Este o profesie care se crește, se crește greu și trebuie îngrijită de la bază. Și aici este rolul poate al nostru, al tuturor. Și de aia eu cred și ne-am spus-o și colegilor, educația juridică este un proiect de voluntariat, să-i spun așa, în care toate profesiile juridice sunt implicate și la nivel formal, legislativ. Există un protocol între Ministerul Educației, Ministerul Justiției, Consiliul Superior, Înalta Curte, Parchetul General și Uniunea Națională a Barourilor din România. Toate aceste chestiuni, pe bază de voluntariat, ne pot oferi satisfacția implicării fiecăruia dintre noi individual în a crește nivelul de cultură generală, ca să nu zic cultură juridică, pe care orice stat civilizat îl are. Pentru că premizele statului de drept, pe lângă cele prevăzute de lege, organizarea sistemului judiciar și așa mai departe, cred că nu se pot fundamenta în esență decât pe un om educat, care să fie capabil să integreze toate aceste valori. Altfel vor rămâne simple vorbe pe hârtie și nu cred că ne așteaptă un viitor fericit pe niciunii dintre noi. Inclusiv aceste pensionări, până la urmă, discutate, discutabile, este libertatea de exprimare, cred că este o valoare fundamentală a statului de drept, cred că nu o să mai aibă cine să le plătească. Dacă lucrurile merg în această direcție, în care, din păcate, poate sunt eu pesimistă, văd că am apucat-o. Mulțumesc! Un aspect care o deteriorează sunt de multe ori sentințele cazului producătorilor sexuale în spes că pregătirea. Am avut și aici cazul de la Nicolau, care, așa cum se știe, au fost lăsați în libertate, au recidivat. Ce se poate face în acest sens? Pentru că exact în România, foarte mulți pregătiri donatori lăsați în libertate, adică comparativ cu statele europene. Din punctul nostru de vedere, ceea ce putem noi să facem este să administrăm cauzele respective în așa fel încât să se pronunțe o soluție definitivă. Nu putem să comentăm aceste soluții definitive pentru că știți că nu este posibil. Poate că ceea ce spunea doamna Grațiela Milu, implicarea în proiectul educației juridice, și aici avem colegi care se deplasează în instituțiile școlare și care susțin anumite prezentări, poate să fie o soluție și sper să convingem din ce în ce mai mulți colegi să efectueze prin voluntariat aceste activități, în așa fel încât să îi ajute pe elevi, cei care sunt de obicei expuși. Deci până la sistemul gimnazial, liceal, sunt expuși acestor infracțiuni, să-și cunoască drepturile, să aibă o capacitate de reacție. Deci, din punctul nostru de vedere, aceasta ar fi una dintre soluții, în afară de activitatea de judecată, care își urmează cursul conform dispozițiilor procedurale. Aici sunt strict reglementate. Deci, nu avem capacitate de reacție, dar după 5 ani de
aici, dacă îmi dați voie să o completez pe doamna președinte, evident, rolul sistemului judiciar în ansamblul lui este să judece acele dosare care sunt deferite de către procuror și așa mai departe, procedurile să se desfășoare rapid. Pedepsele însă sunt la latitudinea judecătorului în toate gradele de jurisdicție care filtrează acest tip de cauze, de o sensibilitate deosebită și, din păcate, și de o anvergură foarte mare. Din punctul de vedere al cadrului legislativ, pot să vă spun că prin rolul acesta al Consiliului de Avizare, acte normative, cred că anul trecut am avut o inflație, cred că n-a fost ședința a Comisiei de Specialitate unde să nu avem spre avizare texte care să propună majorarea pedepselor, stabilirea faptului că să se aplice doar pedeapsă cu executare și să nu se poată aplica pedeapsă cu suspendare și așa mai departe. Tot felul de soluții legislative. Evident, rolul Consiliului acolo s-a manifestat și am expus argumentele din punctul de vedere al tehnicii de reglementare legislativă și așa mai departe, însă asta ține de politica penală a unui stat și mai mult decât atât, așa cum s-a subliniat și cum a spus-o și doamna președintă, cum am spus-o și eu, ține de educație în general, educație juridică, educație elementară. Acum sunt nenumărate organizații non-guvernamentale, asociații, proiecte, inclusiv proiecte în care este implicat Consiliul Superior al Magistraturii la nivel formal, care vizează conștientizarea, justiția pentru minori, protejarea victimelor, tuturor formelor de violență, inclusiv de natură sexuală, chestiunea, acest flagel al drogurilor, care știți bine că iarăși... Deci, din punct de vedere formal și instituțional, lucrurile se întâmplă. Însă, rămân la părerea că un text de lege trebuie lăsat să-și producă efectele. Nu putem interveni cu atâtea și atâtea modificări legislative, pentru că... Ca să intervii și să modifici un text de lege, trebuie să lași specialiștii, sociologii, știu eu, analiza practicii judiciare. Cel care gestionează politica penală a statului este Ministerul Justiției în colaborare cu Parchetul General. Și aceste lucruri trebuie analizate, presupun o analiză profundă, pentru că altfel modificarea legii de la o zi la alta nu face decât să încurajeze în realitate acest fenomen. Pentru că atâtea modificări creează portițe de scăpare, da? A infractorilor, să o spunem cât se poate de vinovat. Dar puteți face o monitorizare mai clară a serviciului de probațiune și a felului în care pedepsele complementare și accesuri dispuse de judecător sunt pe bune puse în aplicare? Da. Și dacă CSM a făcut o analiză a serviciului de probațiune în ultimii 3-5 ani, aici poate ar fi cazul să-l las pe domnul secretar de stat să spună, pentru că serviciul de probațiune este un serviciu care lucrează în subordinea Ministerului Justiției. Însă, din punctul de vedere al modalității de aplicare și de executare a pedepselor penale, aici avem serviciile de executări penale ale instanțelor care monitorizează tot acest proces de punere în aplicare a sancțiunilor complementare sau accesorii. Pe de o parte, iar același lucru va fi supus spre analiză judecătorilor în cazul unor cereri de reabilitare, de exemplu, sau dacă infractorii săvârșesc din nou fapte, în individualizarea pedepselor și aplicarea pedepselor pentru noile fapte. Dar ce semne n-a analizat felul în care, să zicem, serviciul de executări penale de la instanțe își face treaba? Eu nu... Că așa avem, da, și pe linie de silvic. Avem o legislație extraordinară, dar când a cerut CSM monitorizări, s-a trezit că peste tot sunt dosare ținute de 2-3 ani. Deci, cumva, poate că și aici e o problemă, ar trebui să monitorizați mai atent tipul acesta de activitate, în colaborare cu înțelesul Ministerului Justiției, care are serviciul de probațiune, și cu poliția, care face și la servicii în cazul ăsta. Da. Nici măcar nu avem o comisie la nivelul României, nici măcar nu este o comisie între astea trei instituții care să se ocupe practic de reabilitarea persoanei, o comisie care ar trebui să aibă și un doi psihologi. Există diverse grupuri de lucru interinstituționale, între care unul cu certitudine vizează și zona aceasta de infracțiuni la viața sexuală, infracțiuni contra minorilor și așa mai departe. Deci există demersuri administrative. Acestea poate nu sunt suficient de vizibile, însă ele există și aceste rezultate ale acestor grupuri de lucru sunt cele care stau la baza avizării, propunerilor de modificare a actelor normative, a stabilirii de obiecte tematice pentru verificările pe care le efectuează inspecția judiciară. Pentru că Consiliul, prin intermediul inspecției judiciare,
obține datele acestea care fundamentează decizii de ansamblu, să spun așa, respectiv decizii individuale acolo unde se întâmplă deficiențe. Sunt judecătorii principal de la judecătorii și tribunale, de la instanțele de fond. Dar la acest moment să vă dau un număr exact, n-aș putea să vă spun, dar sunt mai mulți judecători de la instanțele de fond. Revenind la numărul de judecători, care ați fost optim la nivelul judecător? Poftim? Care ați fost numărul optim de judecători la nivelul judecător? Și dacă știți, care e clasul de judecători? O medie de dosară, un număr optim, știți cum acesta poate să varieze, ar trebui făcută o analiză pe o durată mai mare de timp. Pentru că volumul de activitate fluctuează. Dacă în 2021 probabil s-a resimțit efectul pandemiei și numărul de cauze a fost mult mai mare, a scăzut ulterior în 2022 și în 2023, depinde. Eu m-am referit la volumul de activitate al curții de apel, pentru că, de fapt, dacă o să verificați datele statistice la judecătorii și la tribunale, a crescut. Mai puțin tribunalul Caraș-Severin, dar și aici ar fi o explicație. Tribunalul Caraș-Severin se confruntă cu cea mai mare lipsă de personal. Ori, în aceste condiții, nu s-a putut judeca de către judecătorii la capacitate maximă pentru ca tribunal în căile de atac să se regăsească un număr mai mare de dosare. Deci, pentru a avea o situație obiectivă, ar trebui pe o durată mare de timp și încărcătura, la fel, cauzele, chiar dacă sunt mai puține, să știți că sunt atipice și au o altă complexitate față de cum era cu mult timp în urmă. Deci, trebuie făcut o analiză. Sunt la acest moment 62 de judecători pe schemă, dar în cursul anului 2023, doar la nivelul curții de apel, deci nu mă refer la tribunale, au funcționat 54 de judecători. Au fost fluctuații din diverse motive. Ca și încărcătură este undeva la 400, vă pot spune cifra exactă, pe volum adiționat de cauze. Imediat. Încărcătura pe grefier fiind un pic mai mare decât cea pe judecători. Imediat. Vă spun cifrele exacte. Da, la un... Deci, Curtea de Apel Timișoara se poziționează undeva pe poziția 10 din cele 16 curs de apel, având o încărcătură în medie de 442 de dosare per judecător. Dar, v-am zis, diferă, e posibil să fie un număr mai... Poftim? Într-un an, da. La nivelul Curții de Apel Timișoara, tribunale și judecătoriile au o încărcătură mult mai mare. Și judecătoriile care se confruntă cu un deficit major, cum este, de exemplu, judecătoria Orabița sau Moldova Nou, evident, numărul este mult mai mare pentru judecătorul care funcționează la instanța respectivă. La grefieri, încărcătura este mai mare decât a... a judecătorilor, numai că evidența este pe un volum efectiv. Da, numai că este pe fără a se avea în vedere că de fapt intră cu mai multe complete de judecată, deci la un volum efectiv este la 176. Dar se adaugă, pentru că, de fapt, intră cu mai multe complete. Asta e calculat doar pentru unul dintre complete. Depinde de numărul de complete în care intră grefierul. Deficiența de resurse umane pentru grefieri se regăsește în special la judecătorii, la fel ca și la judecători. Și
Există o, și o problemă a ocupării, a atractivității pentru această profesie.